Doamnelor și domnilor, bine ați venit în Banff, Canada, un parc național care arată foarte, foarte fain. Începem un nou vlog, pentru că se pare că sunt niște lucruri de văzut aici. Este mai important să vedeți voi decât să apar eu în prim plan. Să vedem unde găsim o parcare, poate ne oprim undeva și facem o incursiune pe aici, pe acolo. Văd că sunt și mulți oameni cu bicicleta, trebuie să fiu atent la trafic. Înainte mi-arată că este centrul orașului. Pe partea dreaptă, bineînțeles, nu se poate merge pentru că este o pistă destinată pentru bicicliști. Așa cum știți, am intrat în Canada de ieri. Acum bine, au trecut câteva zile de când ați urmărit voi postarea aceea, dar eu am intrat ieri seară în această țară pentru a doua oară, pentru că prima dată am fost în urmă cu mulți ani când am venit în state vizitând Cascada Niagara. Am fost pe partea canadiană pentru că arată mult mai bine. Vă recomand și vouă, dacă veniți și aveți posibilitatea, mergeți pe partea canadiană. Pe partea americană, Cascada Niagara arată dezolant. Aici este centrul orașului, probabil multe magazine cu gifturi, restaurante, lucruri pentru turiști. Văd că au și o gondolă care urcă sus. Problema cea mai mare este cu parcarea, deoarece ne aflăm și într-o zi de duminică și cu siguranță este greu de găsit o parcare. Sunt de azi dimineață pe drum, acum este ora 12:49 aici în Canada, conduc de vreo 4 ore și ceva. Trebuie și mie un pic de pauză pentru că în aceste zile mai mult am condus decât am vizitat și ce am filmat s-a întâmplat în mare parte din mașină. Am schimbat din nou camera, să vedeți și voi cum arată acest orășel. Așa cum vă spuneam, multe magazinele. Văd că mi-arată în dreapta și în stânga parking. Să vedem ce scor au băieții. Dacă e 30-40 de dolari, mai bine văd de calea mea, de drumul meu, cum s-ar spune. Ok, tot văd semne de parking, dar unde se poate parca? Aici văd semne cu 15 minute parcarea. Nenea asta vrea să intre în parcare. Ok. Serios. Hai să mergem și noi dacă zici, matale, că pe aici e parcarea. Ia uite, văd acolo un semn. Da. Dar voi ce credeți, că parcare este? Nu. Bineînțeles. Nici nu am mai intrat pentru că n-are niciun rost. Hai să încercăm pe aici, dar nu cred. Deci asta e problema cu parcările. Acum nu știu care e greșit, eu sau domnul acela. Toată lumea caută parcare, așa că cred că cel mai bine e să ne tirăm. Mai că trebuie să mă opresc undeva să caut. Oh my god, ce gaură am trecut. Mai chinui și mașina pe aici. Să mă opresc un pic să caut un drum, să vedem unde mergem. Hai să ieșim de aici. Ah, și mai vreți și banii.
Ok, hai că întrerup, că filmez aiurea. Când vrei să te bagi în rahat până gât, în gât, vin în orășelul ăsta din Parcul Național și te plimbi pe aici pe străzi vreo 2 ceasuri și faci vreo 10 metri. Da. Fără să exagerezi. Și trebuie să fii atent la toți care trec, că s-aruncă. Ei nu s-au dat jos din mașină. Vede că e traficul blocat. Mai stați și voi un pic și așteptați. Ha, uite ce. Și asta e o stradă lăturalnică. Hai că ne cărăm de aici. N-am ce să fac. N-am parcare. Și să vreau. N-am unde să parchez. Deci nu stau. Deja mă învârt de 40 de minute și n-am găsit un loc de parcare. Nu mai am răbdare. I'm sorry, continuăm drumul, pentru că mai bine mă opresc prin munți, pe undeva. Vedem, ia uite ce trafic e. Ok, încet, încet ieșim din mizeria asta. Acum, vă spun sincer, ce vrea să vedeți, magazine cu gifturi, restaurante și un muzeu unde probabil sunt un milion de copii. Nu știu de ce m-am băgat în orașul ăsta, mi se pare mie că e mai interesant, da? Este, nu zic că nu, da. Nu într-o astfel de zi. De-aia am tot spus la toată lumea înainte să plec că nu pot înainte de o anumită dată, pentru că e plin de turiști. Sunt pline toate locațiile și uite că am dreptate. Dar nu puteam să plec nici în septembrie, tunelul nostru. Bine că tu ai picat trac, tocmai ce spusesem într-un ultim vlog. Tu ai picat trac și ești Dumnezeu. În fine, nu mai vreau să mă enervez și în vlogul ăsta. Tocmai ce spusesem despre oamenii ăștia că n-au niciun Dumnezeu. Nu puteam să plec mai târziu pentru că eu trebuie să ajung la Cercul Polar și acolo vine iarna mai devreme. Plus că unele atracții în Alaska se închid după 15 septembrie. Dacă mă repet cu astfel de chestii, îmi cer scuze. Adică dacă vine am mai spus, dar poate unii nu ați venit de la început să urmăriți drumul meu, vlogurile mele. Gata, arrivederci, Banff. Poate data viitoare, dar ori octombrie, noiembrie, ori primăvara de vreme, dar nici de cum vara. Ce stupid am fost! Ah, ok, intrăm înapoi pe așa zis autostradă. Pe Trans-Canada Highway mă bagă. Minunat! Tocmai m-am zgâlțit cu grătarele lupește. Back in business, guys! Știu că v-ați săturat de munți unii dintre voi, dar asta este. Așa cum am mai spus într-un vlog trecut, puteți să mergeți, sau poate în vlogul ăsta și nu mai știu, mergeți acum un an, doi pe canalul meu și vedeți vloguri din Florida, câte veți, cu căldură, cu ocean. Acum suntem în zone montane. Beneath the skies, in darkest darkness or brightest light, I'm calling out for you. I'm calling out for you. Wow, și iată primul ghețar. Minunat.
I'm calling out for you. Să ne luăm la revedere de la autostrada Trans-Canada, pentru că într-un kilometru și 200 de metri vom ieși de pe ea și vă voi spune de ce. Mă bagă către Jasper, dar din câte am înțeles, parcul este închis. GPS-ul cel puțin spunea că s-ar putea să fie închis. Dar nu asta e ideea. Stai un pic. Adică stați un pic. Că vă dau informații imediat. Ok, problema e felul următor. Trebuia să merg pe Canada Highway, Trans-Canada, pardon. Și trecea prin niște zone muntoase. Până la urmă tot în Alaska Highway trebuia să intru. What? Sunt bolnavi? Mă bagă în Jasper? Păi ziceați că e închis. Ok. În fine. Și alți bani, altă distracție. Ok, domnișoan a fost nice, mi-a explicat că asta este, trebuie să plătesc pass-ul, chiar dacă trec numai prin parc și nu stau. Problema e că ea mi-a dat $2 înapoi, canadien. Deci fiecare își face după capul lui transferul din dolari americani în dolari canadieni. Ok, să nu credeți că am pierdut o avere, vreo un dolar american, e ok. Asta este. Suntem în tranzit prin Jasper, am marcat și acest parc. Din păcate am înțeles că au fost niște incendii devastatoare. Îmi pare foarte, foarte rău pentru acest lucru. Vedem, hai că poate ne oprim undeva, că eu oricum conduc de azi dimineață. Oricum îmi place mai mult parcul ăsta, e liniște, la fel ca Waterton. În celălalt, ziceai că toată Canada s-a adunat. Acum chiar am nevoie de liniște. Iarăși am o turmă în spatele meu. Păi ăștia stupizi, sunt într-un parc național. Ăștia din Canada, bătuți în cap să mor eu dacă nu. Să mă iertați dacă mă urmăriți din Canada, dar eu nu înțeleg. Deci eu merg cu peste limită, abia iau curbele. Și ăștia mă împing de la spate, vreo 6 inci, bară în bară. Unde, curul meu, vă duceți? De vă grăbiți toți. V-aș arăta, dar mi le hamite să mai schimb camera. Și oricum nu vedeți de bagajele mele. Și nici am de să opresc, să treacă disperații ăștia, deci n-am nimic, canadienii nu-s prea educați pe șosele. Deci am 100 în pui mei de kilometri pe oră. Aici ai 85. Ma va fanculo. Sau, la viteza asta, dacă ți iese un animal în față, adios, miroși florile la rădăcină. Băi, dar ăștia chiar n-au nicio parcare? Sunt ceva mașini și pe drumul ăsta. Eu la un moment dat voi ieși din munți și poate se mai degajă drumul. Băi, deci aici unde mă poate depăși, nu mă depășește. Tai-o, du-te! Du-te, pui mei, că ai stat numai în fundul meu de berbec cu Nissanul lupește.
Și mai am vreo 3. Deci eu dacă am 110 acum, tu cu cât mergi, mai berbecule, și dacă ți intră în față ceva, te plâng cei dragi, săracul că a fost om bun, așa de bun a fost, păcat de el că s-a dus. Nu-i păcat, s-a dus că e tâmpit și am văzut că e și cu familia, măcar dacă era singur. Dacă vrei să te sinucizi, du-te, frate, singur. A, dar nu... E omorât și pe aia de lângă tine. Eu nu înțeleg pe canadienii ăștia. Bine, acum sunt în Canada, dar probabil în toate zonele lumii astfel. Dar oricum mi se par canadienii foarte agresivi în trafic. Agresivi. Voiam să spun. Și suntem anunțați că intrăm într-o zonă unde se produc avalanșe, bineînțeles că pe perioada iernii și primăverii. Mamă, ce peisaj am văzut, dar nu vă pot arăta, și ghețari. Băi, dar ăștia n-au niciun punct de oprire, nimic. Gata, s-a terminat zona de avalanșe. Deci, absolut deloc. Nici o parcare, nimic, absolut deloc. Nu înțeleg. Deci am un peisaj în stânga mea și niște ghețari. Asta e. Interesantă și această șosea. Ia uite ce departe a ajuns. Îl vedeți în fața mea. Acum ar fi să mă duc eu să-i dau senzația că îi miros numărul. Uite că poți să mergi și cu 55 de kilometri pe oră. Ei, nu chiar 55, că în miles 80, în kilometri, pardon, în miles 55. Foarte ciudat. De aici era un loc, dar e pe partea cealaltă, în pana mea. Știu de ce n-au făcut pe partea asta, pentru că oamenii vor să treacă drumul dincolo și e periculos. Logic, nu? Ia uite ce autocar RV. Winnebago. Am mai auzit de firma asta. Foarte fain munții și în parcul ăsta național. Mă amintesc că suntem în Jasper National Park din Canada. Drumul le arată minunat și în parcuri. Și drumul ăsta e de o calitate excepțională. Uite un nou ghețar undeva în stânga sus. Am văzut mulți ghețari în parcul ăsta național. Hai să facem o pauză. Ok. Trebuie să învăț să merg. Aici e o cărare, eu m-aș duce până la lac. Iar mi-e că mă papă ursul. Păcat că nu se vede lacul, deci e turcoaz. Bine, de la apa de la ghețar, acum am învățat poezia. Dar o să vă arăt în Alaska cum arată lacurile. Oamenii văd că încearcă să se ducă la lac. Hai, nu e chiar aproape. Ia uitați cum se vede, hai că vă apropii un pic cu zoom-ul. Vedeți ce culoare are? Turcoaz. Hai să vedem și ghețarii. Poate mergem în Alaska la un hike. Abia aștept. Zic, poate mergem. Poate vă iau cu mine, am să zic. Ok, hai să ne uităm o dată la apa de la lac. Lacul Elena se numește.
Vezi? Minunat. Ce vrei mai mult? Un lac și un ghețar în același clișeu. Păcat că poate soarele exact în telefon, ca de obicei, și o cioară în vârf de brad. Cum s-ar zice, asta e cireașa de pe tort. Oare există expresia cioara de pe tort? Hai că am început acum să explorăm. Asta e, mai dăm și de găuri. Și acum am o mare surpriză. Ok. Vreau să merg în stânga, dar tocmai veneau niște fetițe de mol. Ia uitați! Ia uitați! Ia uitați! Voi vedeți că imediat de la mal, după vreo 100 de metri, se schimbă culoarea și în depărtare e albastru la turcoaz, apa de ghețar. Pentru că undeva după creasta aia este ghețarul. Și în stânga este un alt ghețar. Din cauza aia, apa e albastră în partea aia. Deci pentru ce văd eu acum, indiferent ce spuneți voi, chiar dacă numai pentru atât, eu făceam atâta drum până aici, din de unde locuiesc în state. Acum, dacă mă credeți nebun, asta este. Îmi asum. Cineva și-a lăsat prosoapele aici. Deci cum se vede? Începe iară. Incredibil, minunat. Eu vreau să merg încolo, să vedem dacă se vede ghețarul. Băi, dar ce frumos ți-a amenajat. De ce nu putem face și noi așa ceva? Noi aruncăm Pampers și la copii. E mai mișto. Ok, hai să vedem dacă mergem încolo. Și eu am lăsat mașina deschisă. Trebuie să mă întorc înapoi, îmi pare rău. Asta este. Și bineînțeles, nu mă puteam abține să nu filmez și florile astea. Hai să vedem cum se vede lacul și de sus. Poate de aici observați mai bine culoarea apei. Turcoazul acela care provine de la ghețar. Și lenuța intră în peisaj. Vedeți ghețarul acela? O mare parte din apă vine de acolo. Este un ghețar ce datează de mii de ani, dar care se topește, așa cum spuneam, din păcate. Martha came from off the farm, ran right up, jumped in my arms. Frate, ia uite-l pe mnelul nostru. Ei, ce-o arde cu taragotul. Făcea poză lui Maria. Așa zic eu la obiectivul la mare. Eram în Alaska și avea un japonez un obiectiv de, de un metru. Și am să-l întreb dacă vrea să cânte la taragot pe vapor. Hai să ne luăm rămas bun de la lac. Minunat. O oprire, într-adevăr, de succes. Doamna nu avea loc să facă poze. Da, bine, deci e incredibil lacul ăsta, nu pot să-i faci absolut nimic. Îmi place cum zâmbesc femeile, stau serioase, te zici că vă să-ți muște una și când zâmbesc. Zici că, la comandă, bineînțeles, zici că a venit fericirea, fericirea are chipul meu. Mene, ce mi, cum arată lacul ăsta, ce poți să-i faci? Ce poți să-i faci la lacul ăsta decât să-l admiri? Cosmin,
cum ești tu de aici, din traficul acesta. La revedere! Minunat lac! Erau chestii faine de făcut și în Jasper, dar asta e, mergem în Alaska. Și a început să plouă. Acum de când am plecat de unde locuiesc până aici, am prins o ploicică scurtă prin Dakota de Nord, nu, prin Montana, pardon. Atât. Am mai picurat azi noapte acolo unde am dormit. După ce am intrat în Canada, Watertown, nici nu mai știu, am uitat. În fine. Dar probabil va fi doar așa, vor fi doar așa câteva picături. Martha, my darling, your name I keep calling. Heartaches forgotten. Am coborât deja o bucată bună. Mergem paralel cu un lac care arată la fel de bine, dar acum vi l-am prezentat. Mă gândesc că s-ar putea să fie același lac. Cred. Îl vedeți? Ok. A început să apară iară pădurea. Semn că am coborât bine de tot. Și am crezut că au dispărut munții. Și când să zic asta, iată cum au apărut din nou un peisaj. Ce frumos arată și pe aici. Mai rezistați, mai puteți să urmăriți atâta munte. Altcumva se vede când am soarele în spate, mult mai clar. Astea sunt adevăratele cadre care îmi plac. Până acum aș putea spune ce am văzut din mașină, că parcul ăsta este cel mai atrăgător. Ok, e frumos. Toate sunt frumoase. Dar din mașină, parcă ăsta mi se pare cel mai frumos. Iată și un râu. Deci m-am întors înapoi. Păi, ești nebun ce am văzut aici. Fai de pui mei. Hai să vedem, parcă am văzut undeva unde se poate opri, uite aici. Băi, frate. Vine un grup de femei în spatele meu. Astea când vin își fac un milion de selfie. Ce bine la odată că aveai film, se găta și gata, acum telefonul. Bagea în gro. Băi, dar cum arată? Sper că nu-i Moș Martin pe aici, că spre meu e mașină. Uai. Păcat că vine lumina exact în cameră și cum se văd ghețarii. Incredibil. Și râul ăla, zici că-i gheață pe marginea lui. Bine, nu se vede pe cameră, dar așa pare de aici. Este ceva alb pe margine. Da, a meritat să mă opresc. Hai că încă n-au venit doamnele. Minunat. Munții și ghețarii pe vârfurile lor. Un râu care arată și el superb. Sunt la ora de cafea. Am oprit aici.
am dat pe o cafea fără cofeină $5.35 americani. Asta este. Hai să vă arăt peisajul. Acum ești la munte, nu ești la... Să nu zic unde. Asta este. Și nici măcar o cafea mare, am luat o cafea mică. M-am umplut de viespi, habar n-am ce le place numărul meu. Acum am mai fugit. Bă, uite că mai sunt aici. În fine. Ai, ce murdară e mașina în față. Și ce murdară va fi în continuare. Ok. De ce am oprit aici? Pentru că e internet și vreau să urc niște shorturi pe canale, pe ambele, și pe românesc și pe american. Gata, am urcat shorturile. Hai să pornim din nou la drum, pentru că cum ar fi un ardelean, ne îngheoldește timpul, nu vremea. Vremea e superbă, după cum vedeți. Cât că trebuie să merg înapoi un pic și să o iau la stânga. Pe Rocky Mountain House sau Red Deer. Cred că suntem pe drumul cel bun. Mă tot uitam la GPS pentru că era amețit și el nu mai știa pe unde să mă ducă. Ce mișto arată cerul. Trebuie să merg pe această rută 142 de kilometri și după ce parcurg distanța asta, trebuie să fac stânga pe Range Road 100B. Da, cred că de acum ar trebui să fiu și mai atent pentru că s-ar putea să am animale pe drum. Dar nu-i posibil așa ceva. Ia uitați cum se vede. Faine. My God. Lăsați-mă să mă extaziez. Please. Fai, cum se vedea de acolo de sus. Wow. Deci, pe cuvântul meu, dacă n-aș fi stat aici, ce înnebunești. Și gratis. Bă, dar cum pana mea să te trezești dimineața și să ai așa ceva în față? Toaletă publică, gunoaie. No, nu se poate așa ceva. Hai să... Hai să facem niște poze. Dacă tot am oprit. Hai de pui mei.
poate se vede mai bine acum, pentru că am soarele în spate. Hai să ne urcăm pe dâmburile astea. Ai, 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 ai. Da. Deci îmi vine să plâng de fericire. Nu se poate așa ceva. Ia uitați cum arată. Și munții ăștia în spate. Bine, aici îmi bate soarele și nu știu ce vedeți. Dar cum mergi să stai aici, să te trezești dimineața și să bei cafeaua aici, în fund? Deci nu pot, mergi să-mi imaginez. Parcă îmi pare rău că nu stau. Nu se poate. Deci nenea ăla, de când a venit, am crezut că e manechin. Stă pe un bolovan și se uită în larg. Cred că nici lui nu-i vine să creadă. Hai să apropiem cu zoom-ul. Vedeți cum stă nemișcat? Și se uită, are un câine. Deci omul ăla, cred că e... Cred că a înlemnit și el uitându-se la peisaj. Conduc, Cosmin, dacă poți, după chestia asta. Hai să mergem la drum. Mai am încă o zi și 20 de ore până la Cercul Polar. Oprit în sfârșit. Am zis că nu mai pot. Deci nu mai pot să conduc. Dacă nu se face noapte și mă tot uit la peisaje, nu, deci nu mai pot să conduc. Ia uitați cum arată lacul ăsta. Puteam să intru și eu cu mașina, dar erau niște hârtoape și am zis că nu am chef să-mi distrug mașina pe aici. Știu dacă voi vedeți ce culoare are apa. Știu că mă repet, dar apa provine de la ghețar. Din acest motiv are culoarea aceasta. Mi-am luat și prostopul, bineînțeles că sunt în șlapi. Sunt curios dacă pot să intru cu picioarele. Sunt niște oameni aici. Ori ăștia nu-s prietenii mei de pe vaporul fericirii de la New York. Vă mai aduceți aminte dacă ați urmărit vlogul acum vreo două luni? Cred că ei sunt, sau sosiile lor. Pe miros de nu știu ce mănâncă oamenii ăștia, că au pus-o de un grătar. Ce... nu știu dacă e fain sau nu, la? N-am treabă pe ei. Să vii să faci grătar pe malul unui astfel de lac. I can't believe. Unbelievable, să nu mai zic că românește. Hai să intru un pic în apă, dacă tot am venit până aici. Oh my God, Cosmin, ce rece e. Ai, ce bine să stai picioarele în apă.
Da, acum parcă se simte că e rece. La nebunia care eu am, cred că aș face și o baie. E prea multă lume aici. Gata cu distracția că mi-am înghețat piciorușele. Băieții au caiace care se umflă sau caiacuri și se bagă în apă. Eu voi pleca. A, uite, cineva și-a lăsat pe aici chiloții și papucul. Hai să-mi iau la revedere de la acest minunat lac. Eu cred că voi reveni aici și fac ce fac băieții ăștia, îmi cumpăr și o caiac gonflabil. Ei, că a venit Cocalardo cu Porsche-le. Hai, nene, hai! Hai încoace! Hai, n-ai curaj? Mută-ți fundul jos din mașină! Come on! S-a răzgândit. Asta e! Nu vin Parcul Național cu Porsche. Baby! Că uite ce e aici! Vezi? Și aia nu e nimic. Ia uite ce te așteaptă. Și dovadă că ești doar așa că n-ai avut ce face astăzi. Nu te-ai dat jos ca să vii. Ai dus mai departe, ai plecat. Cum să mergi pe jos? Cum era să rămâi aici, să râdă toți de tine? Așa, cară-te. Acum a plecat. Acum, uite-o și ăștia care se ocupă cu zona de aici, să pună niște pământ, pietriș. Știu că dacă plouă se duce tot, dar măcar nu era gaura asta un pic tot să mai înălța. Îmi vine să-mi iau mașinuța și să mergem mai departe. Uite, aici e un loc, dacă vrei să iei elicopterul să faci un tur al zonei sau cine știe, poate te duce până în Jasper, că e foarte aproape. Nu știu cât costă. Uite unul dintre elicoptere și văd că mai are încă unul. Ok. Și acolo e sediu. Se poate intra online, cred că. Acum nu mă opresc, da? Dacă vă interesează și aveți bani, există și așa ceva. Locația se numește Rockies Heli Canada. Thank you.
cred că am mers vreo 250 de kilometri și am văzut 4 mașini. Acum parcă s-a mai rărit pădurea, dar au fost zone în care erau foarte sinistre. Știi cum e? Stai așa și te uiți în stânga, în dreapta și mergi așa, parcă rulezi în gol, te gândești la tot felul de scenarii, oare ce s-ar întâmpla dacă te lasă mașina, dacă ți iese ceva în cale, dacă și cu parcă e sinistru. De aceea vă recomand, dacă vreodată aveți de gând să faceți ce fac eu, să vă pregătiți mașina foarte bine și să nu veniți cu o mașină veche, pentru că se întâmplă și cu una mai nouă. Doamne ferește, nu rămite cu una veche, să rămâi pe aici. Nici nu știu la câte ore de unde, Doamne ferește, cum ziceam, rămâi, să îi este un service. Sau cine te poate ajuta? Habar n-am. E greu, e dificil. Pare așa o joacă, dar nu este. Mai sunt încă vreo... Hai, poate mai o oră până se face noapte, o oră și un pic. Încerc să mai merg. Deocamdată n-am găsit nicio localitate. Din acest motiv vă spun că acum a depășit o mașină în 200 și ceva de kilometri. Dar nicio localitate, numai pădure. Să vedem. Acum, într-un kilometru și 400 de metri, trebuie să fac stânga. Poate totuși apare vreo localitate sau undeva să pot să stau peste noapte. Aici parcă ar fi ceva. A, arată și că să dormi. Poți să faci cumpărături. Poți să bagi benzină. Oricum am... 800 meters, turn left on Alberta 753 North. Signs for Lodgepole, Cynthia. Ok. Oricum am băgat și astăzi o grămadă de kilometri sau maile. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Take the next left on Alberta 753 North. Signs for Lodgepole, Cynthia. Ce ciudat, nici nu e marcat nimic. Oh my god, iar intrăm în sălbăticie. Continue on Alberta 753 North for 61 kilometers. Hmm. Ok, hai să vedem ce mai e pe aici. Băi, ăștia n-au orășele. Localități, sate. La fel, drum drept. O îi găsi eu undeva. Nici că te duci către sfârșitul lumii. Ok. Se lasă seara, după cum vedeți, a mers vreo 5 ore, 6 ore, simt sălbăticie, a fost foarte, foarte ciudat. Oamenii de acolo parcă au rămas în altă lume. Greu, greu și cu benzina și cu multe alte chestii. Până la urmă am ieșit din acea sălbăticie, acum sunt pe autostrada Alberta 43. Îmi spune să mai merg 146 și după aceea fac stânga, în fine. Aștept să văd dacă găsesc un stop area, ceva de genul acesta. Am băgat niște benzină, deci mă enervează ăștia în Canada. Păi lasă-mă, frate, să plătesc eu. De ce, fana mea, mi-mi pui tu să... Deci pe ecran acolo spune de cât vrei să bagi, de 10, de 20, de 30, de 40, bine, ai altă opțiune. Poți să pui tu de cât vrei. Dar eu de unde să știu câți bani îmi intră? Câți litri îmi intră? Nu, deci n-am înțeles fazele astea în Canada. În fine, nu știu ce se întâmplă după aceea, te duci la el să spună să-ți bage restul de bani pe card.
dacă tu ai pus mai mult, nu știu. Vreau să închei vlogul, cred că astăzi a fost o zi foarte, foarte plină de evenimente. Am plecat de dimineață din Waterton, ați văzut ce fain a fost acolo, am ajuns prin două parcuri naționale, unul a fost... Ați văzut ce s-a întâmplat cu acea aglomerație, Jasper mi se pare the best până acum. Cel puțin mie, mi-a plăcut tare mult. Sunt și celelalte, eu nu le-am vizitat, dar Jasper, cum am trecut pe autostradă, prin parc, mașina, din mașină ce vezi, cred că e cel mai fain. Încheiem aici vlogul de astăzi, ne revedem mâine cu o altă zi spre Cercul Polar. La revedere!